De la Fulger s-au trezit și copiii. Afară plouă foarte, foarte tare. Vedeți și voi cum scapă fulgere? Și noi am rămas fără lumină. Afară plouă cu grindină. Bună dimineața! Ia priviți aici ce facem noi. Cosițe lui Melissa. Codice Salut! multe! Vedem cât reușim, pentru că astăzi avem planuri. Mergem cu toată familia pe mare. Vom merge cu barca! Wow, Mircea, du-te și te piaptănă! Noi încă suntem în golful din Cotor și e foarte minunat aici. Hainele noastre se usucă, ieri am fost. Unde a fost Mircea ieri? La mare! Am fost în golful Cotor! Și ți-a plăcut acolo? Da! Cum a fost sub apă? Super! Am văzut mulți pești și așa de mari și așa. Wow! Tu vreodată când ai fost la mare ai văzut peștișori? Dar tu ce mănânci, Matei? Ce e asta? Portocale. Portocală? Parcă mănânci un măr. E gustoasă? Da. Bravo! Într-adevăr, arde Cotor. Uitați-vă că nu se vede nimic. În partea de Cotor nimic nu se vede. Aici mai un pic se mai arată câte o casă. Toate bărcile pleacă în direcția cealaltă. Probabil că și noi va trebui să părăsim acest hotel, acest apartament, să ne căutăm altul, să ieșim din această zonă cu incendii. Chiar acum ne pornim să căutăm! Ieșirea din această zonă are doar un singur drum și acela este foarte îngust. Trebuie să mergem cât mai degrabă, pentru că toți turiștii o să se mute. Sunt convins că se vor muta de la Cotor spre partea cealaltă, mai mult către Marea Adriatică. După cum vedeți, bărcile evacuează turiștii. S-a anunțat alertă de incendii, de aceea tatei valizele și am plecat. Nu mai așteptăm. Am fugit de incendii de vegetație din Cotor ca să ne plimbăm cu iahtul în larg în Marea Adriatică. Peripețiile familiei mele cu 24 de ore pe iaht le vedeți pe vlog pe familia Belimi. Eu cu Matei vom fi capitani. Wow! Yeah! Uite ce barcă vine! Are și ancoră. Wow! Ce frumoasă este! Zici că e croazieră? Salut! Capitanul ne zice că a trecut barca cealaltă mai mare, iată mai mare, și a făcut aceste valuri, din care cauză și-au apărut ele. Mulțumim! Iar acum prindem viteze! Salut! Wow! Salut! Cu Melissa și cu Mircea au făcut scufundări aici în peștera albastră. Pe stânci și lângă stânci. Super! Melissa a văzut acolo o pisică de mare foarte fioroasă care stătea la fundul mării, aproape de mine! De fapt, apa și ochelarii micșorează distanța. Mărește imaginea, dar micșorează distanța. Îți pare că este foarte aproape de tine, deși era destul de adânc. Și până la noi nu ajungea ea. Am văzut și foarte mulți pești, meduze și, din păcate, multe impurități. Călătoria noastră de astăzi s-a sfârșit, dar nu este ultima, pentru că continuă și din ce în ce mai interesant. Noi suntem în port. Ia priviți ce frumos este aici. Și acum mergem să luăm masa. Melissa, ți-am făcut codițele, dar nu le-am arătat. Ia-mi arată. Wow, ce frumos! Sunt 9 codițe! Unde-i volanul, Matei? 2 aici! Câte sunt? 2! 2 volane! Wow! Parcă e o corabie pentru pirați! Chiar sunt pirați! Vezi, Matei? Este o corabie pentru transport turistic!
și o barcă mai mare. Pentru mai multe persoane. Wow! Gata, am lăsat valizele, ne-am cazat, iar acum mergem să luăm o gustărică. La masă! După care vă prezentăm apartamentul nostru, așa că rămâneți cu noi! Ce este aici, tate? Cetatea? Este cetatea veche, Herzegovina. Ne plecăm la restaurant. Gazda la care ne-am cazat ne-a recomandat un restaurant drăguț aici, în Herzegovina. Chiar lângă parcare unde am parcat mașina, mami. Și mergem să gustăm bucatele lor. Se numește Trilip. Trilip. Am ajuns la Trilip. Dar, din păcate, nu mai este loc. Totul este arhiplin. Uitați-vă ce rând este aici. Să stai oare așa, să privești cum oamenii mănâncă și să aștept să se elibereze? Eu zic să renunțăm și să mergem în altă parte. Am uitat punga cu haine în mașină și tatea a plecat acum repede să ia. Pentru că acolo sunt costumele de baie, toate ude și trebuie să le punem la uscat. Ce ai făcut, Matei? A răsturnat paharul de suc peste tati. Și am rămas fără față de masă, iar pe Matei l-am transferat în scăunel pentru copii. Dar să vedeți, cei de la restaurant au văzut ce a făcut Matei și nu ne-au pus să achităm paharul pe care l-am vărsat, dar au adus altul în loc. E foarte frumos. Wow, a venit salata de legume. Ia priviți ce farfurii aici mari. Wow, ce porții mari. Cartofi pentru Matei. Wow. Și măsline. Să mă răspirați. Wow, tati. Eu prima dată, mulțumim, prima dată în viață văd așa șnițel de mare. Cât farfurie aceasta. Mami, uite acolo ce steak. Wow, super. Nota 10. Din partea mea. Și cu dispoziție bună, vă spunem tuturor poftă bună. Poftă bună. Iată așa mănâncă Matei. Tati le unge pe fiecare și le pune deoparte ca să le mănânce mai târziu. Sau Matei ești bucătar. După o zi plină de aventuri pe mare cu barca, după o masă gustoasă în Herzegovina, am ajuns în apartamentul nostru în care ne-am cazat chiar acum și vi-l prezentăm în câteva clipe. Dar cel mai important ce este aici, că apartamentul se află chiar în apropierea orașului vechi. Dar și pentru interiorul foarte drăguț. Aici este zona bucătăriei cu toate cele necesare. Tot este aici. Și frigider. Da, inclusiv și frigider, că noi ziceam că nu este. Și Matei l-a găsit. Împreună cu Mircea. Iată aici, au pus și apa la rece. Da, Matei? Ce ai acolo, Matei? Matei vrea ceva să arate. Ce scaun frumos, da, Matei? Și interesant. Sunt două în casă. Și televizor, Matei are. Și o masă are, și telecomandă. Wow. Matei îi place să se filmeze. Este amator numărul 1 din familia noastră. Și dacă cumva n-a filmat ceva, să știți că Matei o să vă arate totul. Apropo, acest apartament, cu toate că este mic în spațiu, este foarte bine echipat. Tot mobilierul este aranjat în așa fel încât să încapă cât mai multe lucruri în el. Dacă îți place ce am ales noi, apasă pe like și ne dai de știre. Fiecare spațiu separat are aer condiționat, ceea ce este o raritate ca tare în zona asta. Unde am intrat? Sunt glisante. Glisante? Încă un scaun! Aici este un dormitor. Mircea deja doarme. Aici gazda ne-a pregătit repede o plapumă și pierne pentru copii și a adus funguța din apartamentul de la nivelul inferior, o saltea, pentru că pe canapeaua cea extensibilă vor dormi copiii. Chiar dacă doamna este în vârstă, a fost foarte drăguță cu noi. De fapt, este apartamentul ficiorului ei. Dumnezeu a văzut că familia noastră este una mare și s-a lăudat că are și ea 6 copii. Noi încă nu am ajuns-o. Iar eu vă prezint baia. Haideți cu mine. Ce s-a auzit, Matei? Lumina cei de la oglindă? Da, ce e sus, aici.
o mașină de spălat. Da, cu butoane. Și lavoarul. Și o cabină de duș foarte mare. Hai să mergem la culcare. Dar prima facem băiță și apoi ne culcăm. Wow! Ce facem, Mircea? Se odihnește în scăunie? Cum e? E comod în el? Da. Și Matei! Hai, culcă-te! Culcă-te pe scaun! Wow! Ce bine! Minion micuț! Să vă prezint balconul. Wow! La fel, uși glisante. Și care sunt foarte bine gândit. Foarte noi. Sunt foarte buni. Se vede acolo plaja. Dar mâine dimineață o prezentăm încă o dată. Avem aici o terasă cu scaune. Și dacă sunt mai mulți turiști care vor să închirieze apartament, se deschide pentru că mai este încă un apartament identic cu ăsta. Wow! Da. Înseamnă că la anul putem să venim împreună și cu Ionuț și cu toți care sunt de-ai casei, da? Da! Iată că deja a venit și ploița. La noi în Munte Negru plouă! Să mai scrie în comentarii la cine plouă! Iată, am adus de la balcon toate hainele în casă. De la fulgeri s-au trezit și copiii. Afară plouă foarte, foarte tare. Vedeți și voi cum scapără fulgeră? Nu prea am văzut așa ceva. Vai! Și noi am rămas fără lumină! Așa că o să deconectez telefonul ca să avem mai multă baterie. Noi deja avem lumină, dar afară plouă cu grindină. Avem grindină aici în Munte Negru. Deja de o oră și jumătate plouă și plouă într-o.